O mie și una de nopți. În cea de-a 103-a noapte continuă povestea cu sultanul Omar al Neman și cu cei doi fii ai săi, minunații Sharkan și Daul Makan. Dar când fu cea de-a 103-a noapte, Scheherazade spuse: cei din tâi care ajunseră la el fură vizirul Dandan și emirii Rustem și Bahraman și îl înălțară pe brațele lor și grăbiră să-l aducă în cortul fratelui său, sultanul Daul Makan, care era mânios până peste marginile mâniei, de durere și de dor de răzbunare. Și pe dată chemară hakimii și li-l deter în seamă pe Sharkan. Pe urmă, toți cei de față izbucniră în plânsete și își trecură toată noaptea împrejurul patului în care sta întins viteazul leșinat. Ci spre dimineață veni sfântul schivnic, care se duse lângă cel rănit și citi asupra capului lui câteva stihuri din Coran și își puse mâinile amândouă peste el. Atunci Sharkan scoase un suspin adânc și deschise ochii și cele din tâi vorbe ale lui fură o mulțumire către cel îndurător care îi îngăduia să trăiască. Pe urmă se întoarse către fratele său Daul Makan și îi spuse: m-a rănit mișelnic, blestematul, ci din mila lui Allah, lovitura nu este ucigătoare. Unde este sfântul schivnic? Daul Makan spuse: ia cătă-l, la căpătâiul tău. Atunci Sharkan luă mâinile schivnicului și le sărută, iar schivnicul îi făcu urări de însănătoșire și îi spuse: fiul meu, îndură-ți durerea răbdător și ai să fii răsplătit de-a toate plătitorul. Între acestea, Daul Makan, care ieșise o clipită, se întoarse în cort și îl sărută pe fratele său Sharkan și sărută mâinile schivnicului și spuse: o, fratele meu, Allah să te apere! Iată că eu dau fuga să te răzbun, căsăpindu-l pe mișelul acela blestemat, pe câinele acela, plodul de câine, Afridun, domnul rumilor. Atunci Sharkan încercă să-l oprească, dar degeaba, iar vizirul Dandan și cei doi emiri și cămărașul se repeziră să se ducă ei să-l omoare pe ticălos. Ci Daul Makan și sărise pe cal, strigând: pe fântâna sacră de la Mecca, Zamzam, numai eu am să-l pedepsesc pe câine! Și își îndemnă calul înspre mijlocul meidanului. Și de l-ai fi văzut, l-ai fi luat drept însuși antar, în toiul vălmășagului, pe calul său negru, mai iute ca vântul și ca fulgerul. Ori la rândui și blestematul de Afridun își slobozise calul înspre meidan. Și cei doi potrivnici se întâmpinară și întâmpinarea fu pe viață și pe moarte, întrucât lupta de data aceasta nu se putea încheia decât cu moartea. Și moartea într-adevăr îl lovi pe ticălos, întrucât Daul Makan, cu puterile sporite de dorul de răzbunare, după câteva încercări sterpicioase, izbuti să-l atingă pe vrăjmașul său la gât și dintr-o bucată să-i despice viziera, beregățile și cerbicea și îi zbură căpățâna de pe grumaz. La semnul acela, musulmanii se repeziră ca tunetul asupra șirurilor de creștini și făcură printre ei un măcel fără de pereche și omorâra astfel 50.000 până la căderea nopții. Atunci, sub ocrotirea negurilor, necredincioșii izbutiră să se întoarcă în Constantinia și închiseră porțile după ei spre a împiedica pe musulmanii biruitori să răzbată în cetate. Și iac așa le dete Allah biruința luptătorilor într-o credință. Atunci, musulmanii se întoarseră în corturile lor, încărcați cu prăzile luate de la rumii uciși.
iar căpeteniile veniră și-l firitisiră pe sultanul Daul Makan, care mulțumi celui prea înalt pentru biruință. Pe urmă, sultanul intră la fratele său Sharkan și îi vesti știrea cea bună, iar Sharkan pe dată își simți inima ușurată și trupul pe cale de însănătoșire și îi spuse fratelui său: Află, o fratele meu, că biruința nu se datorează decât rugăciunilor sfântului schivnic, care n-a contenit cât a ținut bătălia să se închine cerului și să cheme milele lui asupra luptătorilor drept credincioși. Ori, afurisita de babă, auzind știrea morții lui Afridun și a înfrângerii oastei sale, se schimbă la față și chipul galben se făcu verde și lacrimile o înnăbușiră. Dar izbuti să se stăpânească și dete de înțeles că lacrimile ei se datorau bucuriei pe care o trăia pentru biruința musulmanilor, ci în sinea ei urzea cea mai ticăloasă dintre uneltiri spre a arde de durere inima lui Daul Makan. Și în ziua aceea, ca de obicei, așternu alifiile și unsorile pe rănile lui Sharkan și îl obloji cu cea mai mare grijă și porunci la toată lumea să iasă spre a lăsa să doarmă liniștit. Atunci toți ieșiră din cort și îl lăsară pe Sharkan singur cu schivnicul nenorocirii. După ce Sharkan se cufundă pe deplin în somn, în clipita aceasta istorisirii sale, Scheherazada văzu că se luminează de ziua și, sfioasă, tăcu.